Bună dimineața! Perbec! Ai probleme cu șefii sau cu alți reprezentanți ai autorităților și ți se pare că ți este mai greu decât de obicei să te faci înțeles. Problema este însă la tine, pentru că nu explici suficient de clar unele lucruri. Nimeni nu îți dă dreptate înainte de a înțelege exact ce ai de spus. Taur. Ai unele proiecte care au rămas mult în urmă, asta și pentru că nu te-ai concentrat destul. Nu ești atât de capabil pe cât credeai. Când te apuci de multe lucruri simultan, unele pot ieși prost, iar altele deloc. Trebuie să-ți repui energia pe o singură direcție, iar astăzi te vei întreba care direcție ar trebui să fie prioritatea zero. Gemeni. Nu trebuie să faci lucrurile singur. Viața este un sport de echipă. Interacțiunea cu cei din jur îți va oferi satisfacții. Ai însă nevoie să fii mai încrezător și să fii mai deschis către nou. Evenimentele zilei te vor duce într-o direcție pe care până acum nici nu ți-o imaginai. Rac. Când ne găsim drumul, trebuie să și începem să mergem pe el. Asta nu înseamnă că drumul pe care mergeam deja este cel bun. Nu încerca să-ți spui că dragostea vine cu timpul sau că pofta vine mâncând. În cazul de față, nu se va întâmpla. Dacă simți că nu te poți acomoda cu un anume lucru, este pentru că acel lucru nu te reprezintă. Leu. Energiile astrale te încurajează să te dezvolți pe plan mental, cultural și educațional. Nu trebuie să reinventezi roata de fiecare dată. Dezvoltă-ți curiozitatea față de ceea ce există deja pe lume. Vei avea multe surprize plăcute. Simți nevoia să ai propriul tău punct de vedere, dar va fi destul timp și pentru asta. Fecioară. Ești concentrat, calm și rațional. Ești capabil să duci la bun sfârșit cele mai grele sarcini. Orizonturile îți sunt clare și ai la dispoziție toate informațiile necesare. Astrele ți-au pregătit o zi perfectă. De la tine trebuie să vină doar încrederea și curajul. Dacă nu ai succes astăzi, e numai din vina ta. Balanță. Azi ar fi cazul să spui deschis acele lucruri care te deranjează și pe care ai încercat să le ascunzi de teamă sau din politețe. Sau poate că e vorba de o pasiune secretă pe care crezi că o poți păstra secretă? Ei bine, ar fi cazul ca astăzi să-ți asculți mintea, nu inima. Doar așa ai avea de câștigat. Scorpion. Astrele îți provoacă destule tulburări pe plan mental și este posibil să nu stai prea bine cu puterea de concentrare. Dacă ți se pare că nu înțelegi nimic din ce se întâmplă în jurul tău sau că totul e schimbat, e și din cauza stelelor, dar e și pentru că lucrurile s-au schimbat cu adevărat. Ziua de azi te ajută să rupi legăturile între vechea ta lume și cea nouă. Săgetător. Ziua va trece destul de liniștit peste săgetători. Este posibil să ai ceva de făcut care să îți ocupe întreaga zi. Încearcă să nu te lași distras. Ar fi bine să termini ce ai de făcut. Ascultă-ți instinctele. Capricorn. Folosește această zi pentru a-ți aranja câteva lucruri legate de viitorul tău profesional. Astrele par să-și fi unit forțele pentru a te obliga să-ți clarifici câteva idei. Decât să te revolți și să te agiți la fiecare provocare așa cum ai făcut în ultima vreme, mai bine te-ai gândi cum să rezolvi unele chestiuni materiale mărunte, dar deranjante. Vărsător. Nu e timp de visare azi, ba chiar dimpotrivă. Ar trebui să dai tot ce ai mai bun din tine pentru că te vei confrunta cu o sumedenie de mici probleme care trebuie depășite. Pe ansamblu nu ai parte de o zi ușoară, însă asta e spre binele tău, pentru că ținându-te ocupat nu vei avea timp să te gândești la acele lucruri care te-au indispus în ultima vreme. Pești. Simți că sunt multe obstacole în drumul tău și ai tendința să renunți. Însă recomandarea noastră este să fii extrem de răbdător și să nu te dai bătut. Ceea ce ți-ai propus tu nu este o sarcină ușoară, așa că nu te aștepta ca lucrurile să meargă ca unse. Trebuie să acorzi mai mult timp acelui proiect important. Atât pentru astăzi. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Să aveți un weekend plăcut!